Eficient, așa ni se spune. Eu cred că oamenilor le crește tensiunea când l-ascultă pe domnul președinte. Nu vă supărați. Cu tot respectul, încerc să-mi folosesc elegant cuvintele. Domnul președinte este defazat, parcă a lipsit o perioadă din România și acum vine și ne spune ceva nou. Dacă îi punem interviurile de la începutul pandemiei, o să vedeți cum se bat cap în cap. E clar, și domnul ministru Rafila a spus că nu obligă să se ia doza a patra pentru că nu a fost eficient. A fost de fiecare dată mai reținut în declarații. Mai reținut corect. Declarațiile. Dar, nu vă supărați, dacă un președinte de țară induce acum ideea că oamenii s-au vaccinat și așa oamenii stau cu grijă, pentru că au fost efecte secundare, trebuie să spunem. Foarte mulți oameni vaccinați au ajuns la spitale, specialiști de la OMS au spus că sunt efecte secundare, mai ales dacă se suprapune peste o altă boală. Păi când vine un președinte și declară că de fapt s-au și cheltuit bani și s-au și au fost afectați anumiți cetățeni de aceste vaccinuri, mai ales cei cu boli, alte boli cronice, este inadmisibil. Ce doresc însă să spun este că legat de sănătate, m-am întâlnit cu asociațiile mamelor cu copii cu sindrom Down și am vizitat acum o familie la Cernica cu copil de 3 ani operat pe creier. Nu li se acordă acel tratament gratuit pentru fizioterapie și pentru toate celelalte tratamente post-operatorii pe care trebuie să le aibă, iar la copiii ăștia cu dizabilități există o lipsă acută de profesori și de facilitatori, ca așa sunt numiți, care să fie duși care să-i ajute pe copii să se ducă la școală. Deci sunt lucruri extrem de grave în domeniul sănătății. Extrem de grave. Și vine și ne spune cu nonșalanță domnul președinte, când se țipa, cum spune doamna Sarniza, în studiouri, că s-au luat doze prea multe de vaccin. Vedeți că ministrul Rafila a spus că se așteaptă acum un nou vaccin care să fie mai bun decât cel care există. Corect. Ok, altceva. Facem cu alea distracție. Pe care le așteptăm. Ei, deja. Deci asta este. Eu cer public să răspundă cei care au achiziționat milioane de măști, milioane de vaccinuri, echipamente cu care trebuia să se lucreze măștile și așa mai departe. Pentru că banii aceia lipsesc la buget. Și venim și creștem acum ce? Creștem la Horeca TVA-ul? Eu m-am luptat ca ministru ani de zile să scădem TVA-ul la Horeca, la alimentele din restaurante și din Așteptăm însă și răspunsurile de la Comisia Europeană, pentru că înțeleg că sunt discuții acum exact în legătură cu vaccinurile, dacă vor mai veni.